Ne vom concentra atenția asupra următorului tab. Este vorba de Lightning, iluminat, și este al cincelea buton din partea de sus, după Layout, geometrie, Activity, scenarii sau activități, Construction, este vorba de anvelopă, Openings, ferestre, uși. Ajungem la Lightning și programul folosește un template by default, se numește Reference. În partea de jos putem activa iluminatul bifând acest buton on, deci dacă există iluminat artificial trebuie să bifăm, și să fie on activ și observăm că programul vine cu o putere normalizată, deci o putere electrică de 5W pe metru pătrat la 100 de lux. Noi în partea de activity am setat un targeted, adică am setat un nivel de iluminat care ar trebui să fie atins de sistemul de iluminat artificial, în cazul de față 400 de lux. Evident că iluminatul artificial va reprezenta 5W pe metru pătrat înmulțit cu 4, pentru că avem 400 de lux. Deci avem undeva la 20 de W pe metru pătrat, ceea ce este o valoare destul de mare. Evident, putem să modificăm această valoare și să, în funcție de datele reale ale proiectului, să coborâm această valoare. În funcție de template, avem acest template reference cu 5W pe metru pătrat, dar putem să alegem, în partea dreaptă se observă că avem mai multe categorii, mai multe template-uri și unul dintre ele se numește best practice, adică o valoare mult redusă, în cazul de față 3,3 W pe metru pătrat la 100 de lux. Schedule este vorba de programul de utilizare a iluminatului artificial și acesta respectă programul de funcționare al clădirii în cazul de față. Ne uităm în dreapta, deci until 7 dimineața este 0, adică este iluminatul oprit, dar între 7 și 19, deci until 19, avem 1, adică avem sistemul în funcțiune. Tipul de corp de iluminat, iarăși putem să-l modificăm în această fereastră, poate să fie corpuri de iluminat suspendate, surface mount, montate la nivelul tavanului fals. De obicei, acestea două sunt cele mai cunoscute și cele mai folosite. Evident, avem și o parte termică în care avem o fracție din punct de vedere radiant fraction, o fracție din punct de vedere a radiației. Dacă modificăm corpul de iluminat, poziția acestuia, fracția radiant fraction este mai mare, evident, pentru că este încastrat și partea convectivă a scăzut, iar partea radiativă din punct de vedere al aportului de căldură a crescut. O să las surface mount ca și cum ar fi sistem de iluminat la nivelul tavanului. După care în partea a doua avem lightning control. Lightning control se aplică în primul rând încăperilor sau zonelor care au acces la lumină naturală. Asta înseamnă că dacă cumva lumina naturală reușește să atingă, prin intermediul luminii naturale, reușim să atingem pragul de 400 de lux, atâta cât a fost prevăzut în proiect, corpurile de iluminat se vor opri. Avem, bineînțeles, un senzor care, în momentul în care activăm Lightning Control, ne ducem în zona 1, în stânga aici, o să ne ducem pe layout ca să vedeți că există un senzor amplasat de program automat în mijlocul zonei, da? Vedeți acest pătrat albastru în care apare o linie, de fapt 1, pentru că este 1, un senzor, dar putem să punem chiar 2 senzori în funcție de zonă, de exemplu zona aceasta să o controlăm diferit de zona aceasta. Reamintesc faptul că noi am pus o ușă și 3 ferestre pe o laterală,
Bineînțeles, am putea să tratăm diferit din punct de vedere al iluminatului această zonă termică cu doi senzori, unul aici și unul în partea din dreapta sus. Deci acum, în momentul de față, avem un singur senzor montat la mijloc. Revenind la nivel de building, pentru că acum facem toate modificările la nivel de building, avem înălțimea senzorului la 80 de centimetri față de nivelul pardoselii. Control type este de tip linear și putem să vedem exact, este practic cu cât nivelul de iluminat natural se apropie de valoarea targetată de 400, cu atât încep să coboare valorile pe partea de iluminat artificial. Și partea de stepped este vorba de mai multe etape. Dacă este între 0 și 200 de lux, atunci suntem la step 1, adică avem un prag de putere electrică. Dacă suntem între 200 și 300, atunci se mai oprește un rând. Dacă suntem între 400 și 500, atunci practic sunt oprite definitiv. Deci aceste step sunt în diferite, practic corpurile de iluminat se închid în etape. O să las linear. Glare se referă la strălucire și avem acest glare index, dar acest lucru se aplică în special pe partea de iluminat și de ferestre care au protecții solare. Lighting area și lighting area 2, dacă bifăm second lighting area și avem un alt target, să spunem 600 de lux și reprezintă o zonă de, să zicem, un 50% din suprafața zonei, trebuie și aici în partea de sus unde scrie lighting area 1 să fie tot 50, ca suma 50 cu 50 să fie 100. Dacă mă întorc pe zona numărul 1, unde era senzorul de lumină, vedem că acum mai avem un pătrat albastru cu cifra 2. O să mut imaginea și o să mă duc în modul de vizualizare de tip plan și acum pot să dau click dreapta și să mut acest senzor în poziția pe care mi-o doresc. Deci acum avem doi senzori de lumină care sunt controlați diferit. Deci 1 și 2. Revenim la iluminatul artificial. Mai avem opțiunea să bifăm task and display lighting. Se referă în principal la iluminatul local, cum ar fi lămpi de birou. Exterior lighting se referă la iluminatul exterior. De obicei, acest aspect de iluminat exterior nu îl considerăm în calculele unei clădiri atunci când facem consumurile energetice, reprezintă, să spunem, partea exterioară de consum. Dar, bineînțeles, putem să-l bifăm și să facem și un program în care pe timp de noapte să fie în funcțiune și, bineînțeles, avem și puterea consumată de sistemul respectiv, direct în wați și programul evident putem să-l modificăm. În cazul de față apare on 24 din 7, adică un program în care este în funcțiune, dar urmează un override off in daytime, adică pe timpul zilei se oprește. Nu o să-l bifez, acesta fiind, bineînțeles, partea de lighting, de iluminat.